Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Cu mare drag ne dăm întâlnire cu dumneavoastră și cu sfaturi utile în ceea ce privește sănătatea plantelor în fiecare zi de luni și miercuri la 18 aici la AgroTV și vă reamintesc că informațiile pe care le transmitem la 18 în direct le puteți revedea în reluare luni și miercuri de la ora 22, tot aici pe AgroTV. Am vorbit de sfaturi și haideți să îi spunem bună ziua și bine a revenit invitatului emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bine ați revenit, domnul Ghibu. Mulțumim, bine v-am găsit. Dumneavoastră, cei care sunteți în fața micilor ecrane, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să sunați și să intrați în direct cu noi și dacă am amintit aceste două numere de telefon, haideți să-l ascultăm pe primul telespectator. Sunteți în direct, bună ziua! Alo, da? Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm! Trăiți, domnul Inger! Spuneți, vă ascultăm! Domnul Inger, aveți domnul Inger, mă lăsa un timp! Domnul Inger, un exercit cu semnul, gen cum a fost ales, mă va fi domnul așa, aveți ceva cu senzație? Vă auzim foarte rău, încerc eu să intuiesc întrebarea. Era ceva legat de Nova Din Progres și de un înlocuitor al acestui insecticid? Da, la Nova Din Progres, la Talent. Nu vă auzim acum deloc. Nici acum nu mă auziți? Spuneți. Poate nu mă auziți? Acum, acum da, spuneți. Talentul, a găsit talent din comerț. Este. La 50 de lei, spun. Este talent. Scump, am înțeles, este scump. Care este întrebarea? Un ceva, un insecticid de la mai departe. Un insecticid care puteți să-l folosiți la ce cultură? Da, orice, la pom. La pom fructifer, caratezeon sau mavric? Nu, asta doamna Cristina, asta am așa ceva. Nu, am niște ferie să vă atestiu. Dar de Sivantoprim ați auzit? Poftim? De Sivantoprim ați auzit? Așa, da, uite, vreau să vă spun ceva. Landes merge la rapută. Cum mergea astăzi, vă auzim foarte, rău. Am rugămintea la dumneavoastră să nu închideți apelul telefonic. Să vorbiți cu colega mea din regie, să încerce să vă ia numărul de telefon și să încercăm să vă resunăm. Nu înțelegem aproape nimic din ceea ce ne cereți și ca motiv pentru care nici nu putem comunica cu dumneavoastră sau să vă dăm o relație bună. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Iată că în cinema ne face și dedicație muzicală. Haideți să încercăm să vedem dacă... Alo, bună ziua... Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Alo. Da, spuneți, doamnă, vă ascultăm. Da. Mă bucur foarte mult pentru sfaturile dumneavoastră. Vreau să vă pun o întrebare. Spune. Eu am foarte mult trandafir. Da. Spuneți, vă ascultăm. Eu am foarte mult... Lăsați televizorul deoparte, vorbiți în telefon cu noi, vă rog. Da, da, l-am închis. Am foarte mulți trandafiri. Da. Primul tratament le-am făcut pe data de 30 aprilie. Da. Le-am făcut și tratamentul de iarnă. Așa. Am dat cu score
da? Unisorul și da? Un îngrășământ foliar. Ăsta nu-i tratament de iarnă, ăsta e în perioada de vegetație. Da. Nu, nu, tratamentul de iarnă l-am dat în februarie. Așa. Și am observat acum că o parte din ei, vreo 3-4, au rugină. Da. Deci aia vine, dacă nu s-a făcut tratamentul corect sau nu s-a făcut tratamentul la timp, eu am spus, pentru combaterea ruginei să folosiți produsul Miraj. Da, dar am spus că datorită condițiilor atmosferice, da, să folosiți score să nu aibă nici într-un caz făinare. Scorele nu acționează, făinarea nu acționează chiar acum. Dar v-am spus, dacă v-a apărut rugina, produsul Miraj care rezolvă și problema făinării. Da, am Miraj. Așa. Dar eu vreau să vă întreb, tratamentul pe care pot să-l fac acum, în zilele următoare, da, nu e prea aproape de... Nici într-un caz, nu se întâmplă nimic. Am zis că să se împlinească 2 săptămâni. Nu se întâmplă nimic. Puteți să faceți, da, tratamentul și la 7-8 zile. Da. Puteți Mirajul să-l faceți în alternanță cu produsul Amistar sau Amistar. Ortiva Top, pentru că acolo nu știu cine va identifica dumneavoastră rugina, dar poate să fie și pătarea neagră. Sunt niște puncte da, negre. Da, da. Atunci faceți... pătare negre la... Așa, faceți alternanță între Miraj și da, Amistar sau da, Topaz. Da, am și Topaz. Așa, deci faceți un tratament cu Miraj, un tratament cu Amistar sau Topaz. Puneți-le în alternanță ca să cuprindeți sau dacă vreți puteți să le combinați și să le dați deodată. A, deci pot să pun Miraj și Topaz? Da, și... E bine și combinația, dar e mai bine să alternați tratamentele. Odată cu unul, odată cu altul, da, și atunci economisiți niște bani. Și întotdeauna, da, în paralel cu aceste lucruri, în combinație, să puneți și un insecticid și un îngrășământ foliar. Dacă vreți să aveți plantele sănătoase și lipsite de acarieni, pe trandafir o să apară acarieni, așa ca o, da, pâslă care îmbracă bobocul floral și, da, o să apară în nenumărate rânduri, nenumărate generații de păduc de frunză. Acum ai în afară de nisorun, pot să mai adaug și un alt insecticid? Dar nu-i nevoie. Bun, am înțeles. Da, și vreau să vă mai întreb ceva. Am niște bujori și niște stânjeni de culoare îngălbeniți. Da. Ce aș putea să le dau în afară de foliar? De unde ne sunați? Din ce zonă? Din Tulcea. Pe lângă Tulcea. Așa. Deci acolo n-ați avut probleme cu temperaturile scăzute, nu? Nu, doar acum, o săptămână, sunt temperaturi mai scăzute. Așa. Deci și la astea puteți să interveniți cu produsul Amistar. Da. Ca să nu folosiți mai multe substanțe, că nu mă vă încurcați și n-are niciun îngrășăminte foliare puteți să dați la orice cultură. Foliplantul, vă spuneam că funcționează bine și pe cultura mare și pe pom fructific și pe rița de vie și inclusiv pe plantele ornamentale prin inflorescențe, printr-un colorit mult mai viu, păstrând un colorit mult mai viu al inflorescențelor și o perioadă mult mai îndelungată florile. Da, da, mulțumesc. Și este foarte bun și pentru celelalte flori din grădină. Orice floare din grădină, de apartament, orice deci, floare... Tratamentul pe care îl fac trandafirilor, pot să-l fac și celorlalte flori. Sigur, evident. Sigur. Da? Vă mulțumesc din tot sufletul, să vă dea Dumnezeu sănătate, că ne-ați învățat o sumedenie de lucruri bune. O seară bună. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărămâna, bună ziua! Bună ziua! O întrebare doresc, domnul inginer. Da. Rumegușul de esență tare poate fi considerat ca un îngrășământ pentru sobă? De niciun fel. Rumegușul în sobă, eventual. Da, nu folosiți rumeguș nici de una, nici de alta, pentru că nu vă ajută cu nimic. Da, intoxică totul. Nu, deci rumegușul de rășinoase produce aciditate în sol. Sunt plante, marea majoritate, care nu suportă aciditatea.
Și sunt plante care suportă aciditatea, dar nu-i recomandat. Încercați dumneavoastră și puneți rumeguș undeva pe pământ și să băltească un pic apa. Într-o săptămână vedeți deasupra, așa ca și petrol, o pânză de apă care lucește. N-are rost să vă complicați. Aveți rumeguș din esență tare și nu aveți ce să faceți cu el? Da. Poate că unii l-ar căuta pentru afumătoare, zic și eu acum. Există să faceți un troc cu cei care au nevoie de el. Plus că rumegușul, indiferent de esență, pe lângă dezavantajul celor de conifere, mai vine și cu... Într-adevăr, menține umiditatea în sol pentru plante, dar umiditatea în sol pe rumeguș aduce și o serie de putregaiuri și mucegaiuri cu el. Vă mulțumesc frumos! Sănătate! Multă sănătate! Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Săruna, am și o problemă la niște pun. Da? La pun. E ca un fel de... Zici că a dat cineva cu apă fiertă pe ei. Frunzele s-au uscat, s-au gofrat, s-au... Da, și frunzele, dar și florile. S-au făcut maroni. Florile pe undeva este normal, adică petalele, după ce a trecut perioada de înflorit, petalele se fac maro. Dacă vă uitați dumneavoastră în interiorul petalelor maro, dacă există așa ca și un cap de chibrit, respectiv fructul format, înseamnă că este un proces fiziologic normal. Petalele au trecut perioada de înflorire, petalele s-au uscat și în interior se află fructul. Dacă nu se află acel fruct gata format, asta e valabil la prun, la cireș și la vișin. Dacă nu vedeți fructul format în interiorul petalelor maro... Sau să-l pipăi, să puneți mâna, da, să vedeți dacă se simte ceva. E vorba de monilioză. Atunci luăm în calcul niște probleme. Ca aspect, după înflorire, da, pomii arată cu florile uscate. Dar verificați... Da, dar are și frunzele. Deci au și frunzele uscate. Dacă și frunzele, atunci mai faceți o încercare. Ce v-a spus Cristian, dacă nu, crenguța care are uscăciunea aia, o detașați de corona pomului și o crăpați de-a lungul. Dacă măduva este maro, atunci este monilinia și atunci este limbe de treaba. Trebuie să folosiți în continuare la următoarele două tratamente Corus sau Signum. Am înțeles. Și mai am încă doi migdali. Da. Are frunze asucită. Da. În interior, în interiorul frunzei nu sunt păduc de frunze sau dăunători? Să vă spun și încă din. Atunci când vedeți o deformare a frunzei, întotdeauna primul lucru să căutați pe dosul frunzei. Dăunătorul acolo se ascunde. Își face, de-aia gofrează frunza. Înțeapă frunza, frunza se deformează, deformarea frunzelor adăpostește de intemperii ouăle pe care le depune acel dăunător. Primul lucru, vă duceți acolo, vedeți ce e în frunza aia răsucită. Dacă nu există niciun dăunător acolo și nici o pată, atunci să încercați dumneavoastră produsul Cupferol în 10 litri de apă, 50 de mililitri, în combinație cu Sivantoprim. Am înțeles. Mai aveți întrebări? Mulțumesc frumos! Multă sănătate! Apropo... Mulțumim! Apropo de problemele care o să apară în această perioadă, să nu uitați că variațiile de temperatură vin cu un stres asupra plantelor. Grindina vine cu un stres și cu niște răni asupra lemnului sau asupra frunzelor plantelor tinere. Apariția soarelui imediat după ploaie produce niște arsuri solare din cauza că stropii de apă pe frunzele tinere, pe frunzele bătrâne nu, dar pe cele tinere, cum se află în fenofaza de dezvoltare a majorității culturilor, are efect de lentilă. Și o să apară niște arsuri pe frunze
și umiditatea în alternanță cu căldura favorizează apariția bolilor, a făinării, a putregaiurilor, a mucegaiurilor, deci mare atenție să aveți. Plus că ploile vă vor împiedica să faceți și vizită în cultură și favorizează și înmulțirea dăunătorilor pentru că nu interveniți cu tratamente. Păduchii de frunză sunt pe majoritatea culturilor netratate și asta a fost așa ca un semn de exclamare atunci când timpul vă permite să vizitați cultura și să faceți tratamentele necesare, că s-ar putea după perioada asta de ploi, de câteva zile, să fie o izbucnire atât de bol cât și de dăunător pe care nu o să nu le mai puteți stăpâni. A apărut prima generație de afide, au apărut. Le vedeți. Da, numai să verificați culturile întotdeauna și v-am spus, întorceți și dosul frunzelor ca să vedeți despre ce este vorba. Sau să vă uitați de activitatea furnicilor dacă se urcă pe tulpină în sus. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo! Bună da, ziua. Vă ascultăm, spuneți. Să rămână, să trăiți. Trăiți în am la... pus niște roșii, da. M-auzit? Da. Am pus niște răsaduri de roșii în care le-am avut aici la Vitești, la țară, și după o săptămână s-au veșteșit de tot. Da, pentru că acolo eu am spus, la o săptămână de la plantare trebuia să le stropiți cu cabriotop sau cu cidelitop. Le-am stropit ieri. Deci le-a stropit după ce îs gata. Da. Înainte ați cumpărat răsadurile? Păi le-am stropit și înainte, dar erau frumoase foc și acum s-au veșejit pe tot. Da, ați tratat pământul cu ceva? Pământul a fost cumpărat. Nu pământul, dumneavoastră ați produs răsadurile sau răsadurile s-au uscat când le-ați transplantat în câmp? Cu de la Teracalco am băgat. Am înțeles, dar răsadurile s-au uscat în câmp sau în răsadniță? Nu, le-am avut pe balcon. Așa, deci în răsadniță, unde ați produs răsadurile, da? Da. Și acolo s-a uscat. Când le-am pus în grădină după o săptămână, s-au veșejit. Am înțeles. Da, le trebuia neapărat apă, pentru că, fără nicio discuție, trebuie apă, trebuie îngrășăminte. Dacă nu se întâmplă fenomenul. Le-am stropit ieri cu cabriotop, cu insecticid și cu foliplan și cu alvit. Da, ați făcut-o, dar ați făcut-o târziu. Asta v-am spus. Și nu-l mai revin, nu. Acum, nu le dați afară. Lăsați-le să vedeți, că poate să-și revină. Am înțeles. Lăsați-le, nu le eliminați, să vedeți ce se întâmplă. Oricum trebuie urmărit și trebuie dat un pic de apă. Da, mulțumesc, Sărumână. Sărătate. Sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Am două întrebări. Vă rog. Am o lipadă mixtă în care am o invazie de o plantă cu frunză lată. Cum aș putea să stârpesc să nu mi-apăsesc de pomii? În livadă? Da. În livadă puteți interveni cu un erbicid total. Deci vreți să rămână terenul liber, gol-goluț, da? Da. Sau vreți numai această buruiană cu frunza lată să o combateți și restul plantelor să rămână, adică frunza îngustă sau aveți gazon sau iarbă, alte specii? Nu, livada, am băgat iarna asta, am plantat pomi, am băgat motocultorul, vreau să fie arătura curată. E limpede, deci terenul trebuie să rămână gol. Dumneavoastră să folosiți un erbicid total pe bază de glifosat, să folosiți 250 de mililitri în 10 litri de apă și faceți erbicidarea la nivelul solului, dar pe frunzele buruienilor. Am înțeles. Da? În două săptămâni să usuc, aveți terenul liber, puteți să faceți ce doriți cu el. E invazivă, plantă. Dacă este îmburienat masiv terenul, această lucrare o veți repeta
pe parcursul anului, ori de câte ori apar burienile și au patru frunze adevărate, mai aplicați această erbicidare. Cu mare atenție, erbicidarea, mai ales pe pomii în vegetație, cu lancea jos, cu pâlne protectoare, spălați bine pompa și nu dați în aer, dați aproape de sol erbicidul total, da? Că s-ar putea o pală de vânt să vă ia vaporii de erbicid să vi poarte pe coroana pomilor. Undeva la 10 cm? Nici o problemă, să nu meargă soluția pe frunză, atâta să aveți grijă, să mergeți drazan cu solul. Am înțeles. Și încă o întrebare. Da. Am trecut mii. Ei se dezvoltă frumos, moși, înfloresc. După ce înfloresc, mă lupt cu focul bacterian. Se fac, se negresc fructele, fructele rămân mici așa, se mumifică, rămân în 3 pomi, vreo, adică 20 de gutui. La gutui vorbiți? Da. Să vă spun ceva. Deci dacă cineva v-a determinat focul bacterian, de ăla planta nu scapă. Asta să fie limpede, doar că o ținem sub control cu produsele pe care le-am recomandat. Poate că aveți o persoană care merge afară, să încercați undeva produsul Casumin, să scrie cu capa, Casumin 2L. 2L este un antibiotic folosit în vegetal, în producția vegetală. S-ar putea întâmpla să rezolvați într-un fel problema. Dar de focul bacterian, de bacteria asta, sub nicio formă nu scapă nicio plantă care este infestată. Doar că îi prelungim viața o bucată de timp. 2-3 ani. Deci pomul este de 2003 planta. Da. Am respectat stropire, dar în ultima perioadă cu toate stropirile parcă... V-am spus, e predispus. Gutuiul este cea mai sensibilă specie în fața focului bacterian. El este primul care va face foc bacterian și este și vector, adică de la el se vor îmbolnăvi și restul pomilor sau trandafirilor din familia rozacelor. Deci el este cel mai sensibil în fața focului bacterian, ca atare el va face primul boală aceasta și nu mai există leac. Focul bacterian este o boală de carantină, teoretic, pomii afectați de foc bacterian trebuie scoși și arși. Eu am tot tăiat crengile afectate, le-am dat foc, am aplicat tratamente cu alier, cu cuplu. V-am spus, planta bolnavă nu se vindecă, doar că amânăm finalul. Da, și mai ales că 2-3 ani, depinde cât rezistă planta. Și mai ales trebuie să o luați decizia finală și cea mai bună, dacă din ultimii 2-3 ani ați tot tăiat ramuri din coroană și ați făcut tratamentele cu aliet sau aleato și nu vedeți nicio îmbunătățire, este finalul. Da. Mulțumesc, atâta. Sănătate. Multă sănătate vă dorim, alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Și o întrebare la mine, vă ascultăm. Da, vă ascultăm, spuneți. Astăzi, la ora 10, am apucat să fac pe soluție că să luminaște cer. Am făcut soluția pentru să stăpesc plus. Când am pus în... să stropesc, că a început ploaie. Da. Și până și acum. Cum mă fac? Da. Mai tot ca mâine. Soluția o puteți păstra 24 de ore. A, deci mâine dimineața pot să folosesc. Da, dacă timpul permite, puteți să o aplicați. Da. Dar o agitați înainte de a o utiliza. Da. Și o altă întrebare. Da. Am de la fiind gratis, unul e frumos, dar unul are prejuditele lăstării dat noi, sunt frumoși, veri. Dar frunzele de anul trecut au tot un pic de măroașă pe margini. Ce să le dau? Nu am înțeles nici cultura și nici ce probleme. Dafinul. Dafinul, dar are frunzele puțin maronite, marginea. Da, se întâmplă.
încercați produsul Amistar. Amistar? Da. Dacă îl găsiți. Dacă nu... Este peste tot, dacă nu îl găsiți și pe site-ul Verdon. Da, dacă nu găsiți, atunci puteți încerca Cupferol. Cum? Și cu ce? Îți mai slăbuțe. Deci astea sunt produse de contact. Amistarul este produs sistemic. Intră în plantă și vindecarea este mult mai eficientă. Da. Și am înflorit, acum am mai fost mai dar am făcut două tratamente. Primul tratament a fost nu. La ce plantă mai vreți să faceți tratament? La gutui. Gutui. La gutui? Da. Au căzut petalele florilor, s-a format fructul. Nu. N-au căzut petalele. Dacă n-au căzut, lăsați perioada de înflorit să treacă, pentru că florile mai sunt vizitate de albine și albinele ne sunt prietene, nu vrem să le alungăm de acolo și nici nu vrem să le dăm să mănânce pesticide. Și după formarea fructului, când fructul este cât o nucă, faceți tratament neapărat cu score sau corus împreună cu un insecticid, cu sivantru, cu arate, cu mavric, cu vertimec, neapărat, pentru că atunci este prima generație a viermelui merelor care va depune un ou în inflorescență și nu o să vedeți dăunarea. Neapărat să preveniți apariția, ca să nu aveți viermi în fructe. Da. Multă sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Să rămâne, doamna Cristina. Bună ziua, domn profesor. Bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Anul trecut am avut probleme foarte serioase cu putregaiul apical în solar și afară, la roșii și la ardei. Putregaiul cenușiu? Da. Așa. Nu, putregaiul apical. Da, cel care apical. Opus codiței, da? Da, exact. Da. Păi, să știți că acolo începe necazul. Putregaiul apical sau putregaiul... Care să de calciu. Putregaiul cenușiu e acolo. Ăla, oricum să știți că bolile sunt mai multe la un loc. Da, nu-i numai una singură. Dar acolo eu vă recomand să încercați să vă aprovizionați când se formează fructul produsul Teldor. Da, dar nu, deci putregaiul ăla cenușiu nu prea a apărut. Mai mult era pata aia. Ce culoare avea pata? Albă. Deci, de asta v-am întrebat. Nu este vorba despre putregai. Acolo este lipsă de calciu. Da. Sau da. Poate fi boala petelor de bronz. Asta este. Cam m-am bănuit lipsă de calciu. Care exact. Este de calciu? Și atunci să folosiți noastră produsul solar calciu. Deci atunci în perioada... La formarea fructului. Să se asimileze calciu și atunci nu mai aveți probleme. Să pot combina. Solarul calciu este compatibil cu toate pesticidele care se folosesc pentru combaterea dăunătorilor și bolilor. Două, trei tratamente combinate cu solar calciu. Am înțeles, dar acum, în perioada asta, nu trebuie să pun ceva în sol. Teracalco. Acum sunt plantate deja în solar. Nicio problemă. Puteți să lăsați, dumneavoastră ați ierbicidat zona în care ați plantat. Nu, solar nu am. Atunci, frumos, puneți teracalco și îl incorporați. Cu sapa. Deci, îl incorporați în sol cu o prașilă ușoară. Cu o prașilă ușoară. Deci cam cât trebuie pus la o plantă? N-are importanță. Puteți să puneți, nu este nicio... Efecte negative 100, nu are. 100, 200, 300 de grame, nu este nicio problemă. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Multe emisiuni. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Să rămână să trăiesc, domnule. Trăiesc în noastră. Ce întrebare vreau și noi la dumneavoastră. Am înființat o cultură de usturoi, da? În primăvară. Da. Și a ajuns la o creștere de 10-15 cm și vrem să-l dăm cu ceva erbicid pentru volbură. Deci avem foarte multă volbură acolo. Nu mai puteți aplica niciun erbicid. Dacă e vegetație și usturoiul este răsărit, nu mai puteți aplica erbicide care să combată buruienile cu frunza lată. Este o problemă. Cultura de usturoi este destul de sensibilă. Am fost la cineva, la un farmacie din asta. Așa? Și mi-a recomandat dipirilul. Ce anume? Mi-a recomandat dipirilul. Un erbicid dipiril a zis că este bun și pentru... și post-emergent și... N-am înțeles. Pipirig? Dipiril. Dipiril? O, da. O să mă uit eu, să îl căutăm. Și spune că este și post-emergent și pre-emergent. Și înainte de plantare și după plantare, după ce este răsărit la 70 cm. Dumneavoastră să-l încercați pe câteva plante, 10-15 plante, mă îndoiesc, pentru că și usturoiul și ceapa, să știți că sunt foarte sensibile la erbicidele care combat buruienile cu frunza lată. Cu frunza îngustă putem să folosim, nicio problemă, dar cu frunza lată nu. Eu am intrat aici pe produs, este omologat pentru prom fructifer și vița de vie, pentru burieni monocotiledonate donate și dicotile donate. Adică s-ar putea ca usturoiul să fie sensibil la acest erbicid, el nefiind omologat pentru cultura de usturoi. Ceea ce vă spunea și domnul Ghibu, că sunt culturi sensibile la erbicide. Nu, și mai ales și la erbicidele care sunt omologate pentru culturi, unele culturi devin sensibile. Dar minte când aplicăm un erbicid care nici măcar nu este omologat pentru cultura aia. Eu am recomandat întotdeauna, de ce nu ne ascultați și să folosiți, ca să nu faceți atâtea necazuri și dumneavoastră și cheltuieli mari. Când înființați o cultură, vă interesați cum o înființați. Eu am spus, pentru ceapă, pentru usturoi. Imediat după plantarea a cățeilor de usturoi sau a bulbilor de arpagic, folosiți ori Stomp Aqua, Pendisolul. Sunt o mulțime de erbicide peliculare care nu vă mai dau bătăi de cap. Acum este problemă, să știți. O să încercați orice erbicid care este, o să vedeți că frunzele la usturoi, vârful, se face maro și se usucă. În prima fază, atunci, domnul inginer, am stropit cu goalul. Cu ce? Cu goal? Sau stomp. Așa, cu goal 2F. E bun. Ăsta e anume, dar nu se mai găsește pe piață acum. Nu știu de unde l-ați avut. Înseamnă că stop mi-a dat. Deci, goalul e scos de vreo 10 ani din... Dacă v-a dat stomp, dacă v-a dat stomp și l-ați aplicat pe vegetație când usturoiul este răsărit, ați distrus cultura. Nu a fost răsărit. Atunci nu mai faceți nicio erbicidare, pentru că volbura... Este o plantă extrem de rezistentă și la erbicidul total. Am înțeles. Aia o scoateți numai, o pliviți. Am înțeles. Bine. Vă mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, doamna Cristina, să trăiască, domn profesor. Vă ascultăm. Trăiți în noastră. Am și eu două întrebări am. Vă rog. Mi-am florit roșiile. Poți să le mai stropesc cu capriotop? Da, sigur. Deci și în perioada de vegetație, roșiile jos la ultimul etaj, adică la primul etaj, au gogonele, da. La al doilea au flori și la al treilea au boboc.
Și dumneavoastră trebuie să stropiți în permanență. Nu afectați florile cu nimic. Dar nu cumva afectează polenizarea? Nu se întâmplă nimic, florile se autopolenizează. Și prin vânt. Deci nu, bun. Polenizarea și nu afectă. Și mai am încă o problemă. Am plantat niște ardei capia și mi s-a îngălbenit centrul. Da. Acolo dumneavoastră automat o trebuit să folosiți un ierbicid, îngrășământ foliar. Foliar la pământ sau... Nu, foliar când se dă pe frunză. Pe frunze, da. Vreau să vă întreb ceva. Frunzele la ardei, când vă uitați la ele, ea îi gălbuie, dar nervurile se văd? Da, se vede galben, da, dar are numai vârful, are câteva frunze albe, galbene. Am înțeles. Deci acolo e o problemă. Dați-i foliplant. Da. Dați-i foliplant și o să-și revină. Și urmăriți neapărat cultura, pentru că s-ar putea să fie vorba acolo și de un virus. Să nu fie frunzele, boala pe... Frunzele nu-ți crece. Nu. Da, sunt perfecte. Nici dar nu problem. E în totalitate. Nu e tot ce am plantat, sunt galbene. E numai... Dar o parte din ele care nu se hrănesc suficient. Da. Dați-le la toată cultura, puteți să le dați îngrășământ foliar și ați rezolvat problema. Și poți să amestec cu cabriotopul să le dau un metrastim? Sigur. Sunt compatibile și foliplantul, și bionatul, și fertitelul. Mulțumesc mult de tot! Sănătate. Multă sănătate vă dorim, alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, doamna Cristina, să trăiți, domn profesor. Trăiți și noastră. Am două întrebări, dacă... Vă rog. Am câțiva caiși, da. Zazări, cum le mai spunem noi. Da. Se usucă ramurile tinere, se fac așa tip câlig. Zarzărul una și caisul e alta. Zarzări. Dacă e zarzăr, zarzărul e o plantă un pic mai rezistentă decât caisul. Așa. Însă, ce vreau să vă întreb? Frunzele la lăsarii tineri s-au lăsat așa în jos și s-au ofilit? Da. Deci este vorba despre apoplexia caisului. Încercați dumneavoastră... Au masa foliară destul de mare, de... Da, un pic peste medie. Încercați dumneavoastră produsul silit, cât se poate de repede. Silit. M-am gândit la silit, dar la emisiunea dumneavoastră am văzut că are remanență mare și de asta nu i-am dat. Dar oricum nu recoltați dumneavoastră în două luni de zile zarzărul. 60 de zile, deci așa să calculați. Să nu recoltați 60 de zile de la aplicarea tratamentului. Am înțeles. Mai am o problemă. Da. Am niște garotițe, flori. Da. Și au apărut în ea foarte multă holbură. Dacă încerc să-i smulg holbura, se smulge cu tot cu flori. Cu ce aș putea să-i dau? Cu nimic. Cu nimic. Nu se poate. Am înțeles. Mai aveți întrebări? Multă sănătate vă dorim. Mulțumesc. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Am o întrebare. Mi-am pus răsad în compost făcut de mine. Da. Și nu mi iese, sau mi s-a ars. E posibil? Eu nu l-am amestecat deloc cu pământ. Am greșit aici? Posibil. Absolut. Deci, plantele au nevoie de pământ. Nu știm în ce condiții ați produs compostul, cât de fermentat era compostul. De un an de zile. Nu, deci dumneavoastră când faceți răsaduri, neapărat să cumpărați pământ anume pentru așa ceva. N-are niciun rost să vă complicați și să vă faceți pământ. Pentru 20 de lei cât folosiți dumneavoastră la răsaduri. Da, n-am știut, nu. Și mă rog, e undeva la țară și n-am mașină. Am înțeles, dar atunci mai bine le-ați fi pus într-un pământ dintre ăsta, dacă sunteți la țară, de ce nu faceți altceva? Pământul din grădină, da, îl puneți dumneavoastră un strat de 10 cm deasupra unei platforme de bălegar. Faceți de un metru pe un metru o platformă de bălegar de aproximativ 50-60 de cm înălțime. Puneți un strat de 10 cm de pământ din grădină și semănați acolo și vă faceți
răsadnițele acolo. Nu vă mai complicați cu compostul, da, să, da. Vreau să vă spun, compostul se face prin putrezirea resturilor vegetale. Putrezirea se face în prezența unor bacterii și unor ciuperci. Astea s-au instalat pe planta dumneavoastră de cultură. Sau pe când au răsărit. Nici nu se întâmplă fenomenul de răsărire că... Exact, nici nu mi-a răsărit, practic. Nu, da. Sămânța se arde acolo. Da, da, da. Eu mă gândeam, acum eu sunt cum stau la oraș și mai fac și un pic de agricultură când... Așa. Și acum mă gândeam că trebuia să-l amestec cu pământ. Dar și dacă l-ați fi amestecat cu pământ, n-are rost să vă complicați, pentru că acolo, v-am spus, conține o grămadă de microorganisme în, acolo unde planta nu se poate dezvolta. Și până la urmă, rostul compostului care este? Mai fac sau nu mai fac anul ăsta? Să nu mai face, tot... să nu mai face să vă vedeți de treabă și resturile vegetale care le adunați, ori le aruncați, ori le ardeți și le dați pace. Din păcate, arsul nu mai e permis, pentru că vine garda de mediu peste noi. Da, compostul, da, da, are rost. Dar întotdeauna, da, atunci când facem, accesăm o tehnologie nouă, trebuie să facem și corect. Înțelegeți? Da. Compostul se face fără aer. Deci, în aer, da, se împachetează și... Da, vă dați seama că e o treabă un pic mai complicată. Da, nu suntem împotriva tehnologiei noi, dar lumea trebuie să evolueze, nu trebuie să ne întoarcem în timp, dar atunci când facem ceva, să nu o facem pe cheltuiala noastră sau pe paguba noastră. Că vedeți că dumneavoastră a spus semințele în compost și n-au ieșit, adică e pe paguba dumneavoastră experiența aceasta. Am înțeles, dar nu. Din păcate, dar nu-i nicio problemă, că toate au un început. Da, corect. Vă mulțumesc frumos. Și... cu mare drag. No, am mai învățat ceva. Bună seara. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Am și o întrebare. Vă rog. Pieri silit și cu cai bilet, silit, și mi-a rămas apă și am dat și pe tireți. Și am înțeles că să mănâncă după 60 de zile? Da, după aplicarea produsului silit, după 60 de zile puteți să recoltați, pentru că produsul se păstrează în frunze, în fructe, 60 de zile, adică are remanență de 60 de zile. Deci cireșele sunt compromise. Noi nu le-am recomandat la cireș. Mi-a rămas apă. Da. Deci noi am recomandat cais, piersic, nectarin. Și în primul tratament, de la apariția frunzulițelor, în primul tratament vi l-am recomandat, tocmai pentru a avea acest răgaz de 60 de zile. Dar astea în cazuri extreme, pentru că noi nu am recomandat tratamentul neapărat. Acolo unde ați avut probleme cu bășicarea și cu apoplexia. Și cu ciuruirea frunzelor. Și cu ciuruirea frunzelor. Nu am recomandat silitul. Așa numai că dați că... Nu, nu. Acolo unde sunt, au fost probleme anul trecut. În solar, am castrate, care s-au părit primele frunze, s-au lăsat așa, s-au străgeți, au început să îngălbenească. Cu ce pot să-i tropezi? La ce plante? La castraveți. La castraveți, primul tratament care se face, se face pentru pătarea unghiulară. Cu produsul Aliet. De asta acum apar primele frunzulițe și sunt așa... În 6 frunze sunt cât o frunză, cât o frunză de mă rog, acăț, de... Na, cum sunt 6 frunze. Da, sigur. Da, trebuia dat primul tratament. Deci când au apărut primele două frunze adevărate, trebuia să faceți tratamentul pentru a preveni pătarea unghiulară. Și mana și pătarea unghiulară apar deodată. Acum aveți varianta să faceți un tratament cu Ortiva Top în combinație cu un insecticid acaricid Vertimec, Vertab, Sand Mite sau Flora Mite sau Apollo. Și un stimulator de creștere Albit sau Verdomax împreună cu un îngrășământ foliar. Da. Este și... o combinație care v-am făcut-o și puteți să tratați și castraveții și
și roșiile și vinetele și ardeii. Dar să nu uitați pentru castraveți, acum aș mai adăuga și alietul în tratamentul pentru castraveți, dar nu știu cât timp aveți până la recoltare. Dar mi-au 7 frunze acum. Păi îți sunt 7 frunze, dar aveți inflorescențe. Sunt micute, da. Atunci, în câteva zile, o să aveți fructe. Castravetele repede fructifică. Nu v-aș da în combinație produse cu remanență mare. Da. Înțelegeți? De-aia nu v-am pus alietul acum în combinație. Dar trebuia să îl faceți la prițile primelor frunzulițe la castraveți, alietul, ca să preveniți bolile care iată că apar în perioada de fructificare și nu ne mai putem lupta cu ele că nu avem produse. Și tuia, cum se poate mulți? La tuia aveți un tratament pe frunze. Să dați cu produsul Cupferol împreună cu produsul Nisorun. Vă rog să scrieți la 10 litri de apă 50 de mililitri de Cupferol și 5 grame de Nisorun, iar la sol da, se administrează produsul Geliasol. 100 de grame e cam mierea de stup. 100 de grame în 10 litri de apă și se administrează 10 litri de apă per plantă la plantele care au talia de peste 2 metri și 5 litri la plantele care sub 2 metri. O dată pe lună, cel puțin 4 luni consecutiv. 4 luni. Mai aveți întrebări? Și de mult. De mulțim, nu mai prin sămânță sau îi luați gata făcut. Să știți că greu încolțește sămânța și depinde de varietatea de conifere pe care aveți. Puteți să faceți înmulțirea, dar asta e o problemă un pic mai delicată. Când desprindeți rămurica aia, trebuie să o luați cu călcâi. Da. Aia fac aia care aia se pricep. Înmulțire vegetativă, aia înseamnă prin butaș, teoretic ce v-a spus domnul Ghibu. Luați o bucată de frunză cu... se exfoliază cu un pic de pe ramura purtătoare și o puneți în stimulator de înrădăcinare, în apă sau un pământ foarte fertil cu perlit și așteptați să înrădăcineze. Multă sănătate vă dorim. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute.